Virusul pestei porcine a pus în alertă autoritățile botoșănene, care au luat măsuri pentru combaterea acestuia. La Botoșan va ajunge zilele acestea și președintele Autorității Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Radu Roatiș-Chețan. După calculele efectuate de autorități, virusul pestei porcine africane se află la o distanță de aproximativ 10 km de granița cu județul Botoșani, astfel că sunt atent monitorizate localitățile aflate în apropierea graniței. Am gândit că pe acest culoar care vine pe primele comune ce sunt la graniță să fie mai intensă supravegherea noastră, să stăpânim cât mai bine situația, atât alături de fondurile de vânătoare, cât și de exploatațiile non-comerciale care sunt la fiecare persoană acasă, a explicat Teodor Harabagiu, director adjunct al DSVSA Botoșani. Reprezentanții DSVSA sfătuiesc cetățenii care au în gospodării porci ca la orice mic semn de boală să anunțe medicii veterinari, indiferent de oră. Minodora Vasiliu, directorul DSVSA Botoșani, a anunțat ieri că Radu Roatiș-Chețan, președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, și-a programat o vizită la Botoșani, iar prezența acestuia este strict axată pe problema virusului de pestă porcină care amenință județul. E un pericol mai mare decât oricând, ținând cont de distanța foarte mică la care se află ultimul focar la o fermă din Ucraina, la aproape 10 km de granița cu Botoșaniul. Trebuie să luăm în considerare că un porc mistreț are un traseu de 30 de km pe noapte, ceea ce înseamnă că riscul este maxim. Nu ne putem permite un astfel de risc pentru că ne-ar aduce pagube economice foarte mari, nu doar la nivelul Botoșaniului, ci și la nivelul întregii țări, a declarat pentru Ager Press Minodora Vasiliu. ANSVSA a informat în mod repetat publicul, fermierii, vânătorii și gestionarii fondurilor de vânătoare asupra faptului că pesta porcină africană nu este transmisibilă la om, dar majoritatea suinelor domestice și sălbatice infectate mor în urma contactării virusului.